expert bine cunoscut în fiscalitate și care ne va aduce în atenție unele comparații între situația fiscalității din România și din alte țări europene. Ia alt Ionuț aici. O secundă. Nu mai e aici, a plecat între timp. O secundă. Acesta sunt eu. Da. Nicio problemă. În primul rând doresc să vă mulțumesc că ați rămas. Aveam aici un slide care ziceam să fac o glumă, ca de obicei mince prezentările cu o glumă. Și vreau să fac o legătură cu IMM-urile din România. Din păcate, trebuie să o spun și chiar nu vreau să fiu malicios. Am fost mulți la începutul acestei dimineți. Suntem foarte puțini acum care am rămas până aici și vă mulțumesc foarte mult că ați rămas până la... Se aude mai bine acum? Îmi cer scuze. Că ați rămas până la final și sper să nu vă plictisez vorbind despre fiscalitate. Va fi foarte greu pentru că am două dezavantaje majore. Unul, vorbesc după doamna Stanciulov și după un discurs foarte, foarte emoțional. Și al doilea, eu sunt, cred că, bariera între dumneavoastră și prânz. Și ca atar o să încerc să fac prezentarea asta despre fiscalitate cât mai potrivită și cât mai plăcută. Dar aș vrea, dacă îmi permiteți, pentru că au fost diverse comentarii de fiscalitate și diverse idei vehiculate de către reprezentanții diverselor instituții sau asociații care, din păcate, din nou mai sunt aici, și vreau să fac câteva remarci cu privire la ceea ce s-a spus. Nu știu dacă valoarea capitalului social este atât de importantă și dacă o nouă măsură de a capitaliza sau necapitaliza ceva în România este cu adevărat critică. Aș vrea să spun că legea 31 prevede o regulă care există deja, faptul că în cazul în care activul net al unei societăți, activul net este diferența dintre total active și total datorii, ca să mă leg și puțin de partea de insolvență, este mai mică decât jumătate din capitalul social, atunci acționarii sau asociația acelei societăți comerciale au obligația să se întrunească și să decidă cu viitorul asupra acelei societăți. Ori să mărească capitalul social, ori să reducă, ori să vină cu un plan de restructurare. Ca atare, nu cred că o nouă măsură, personal vorbind, nu cred că o nouă măsură de a reglementa ceva va aduce ceva bun. Ar fi, cred că, mult mai util ca noi să reușim ca autorități, ca mediul de afaceri, ca antreprenori, să reușim să implementăm ceea ce avem deja în legislația românească. Am trăit un an jumate în Cehia și am avut ocazia să lucrez cu management board-ul PwC la nivel regional, undeva la vreo 30 de țări, dar la un moment dat am fost întrebat care e diferența între noi românii și ei cehii sau ei nordici în general. Și trebuie să recunosc și voi fi puțin colovial, eram și la o cină puțin mai informală și cred că berea cehească a avut un efect, am desenat două linii, pur și simplu, un interval. Și lumea m-a întrebat ce, și am zis, voi nordici, nemții, cehii, danezii, care aveți, voi întotdeauna sunteți în acest proces, în acest interval. În momentul în care cineva vă scoate în afara acelui interval, în afara proceselor și procedurilor pe care le știți, sunteți pierduți. Și au stat, i-au zis, da, putem să acceptăm această critică, să spună. Și întrebarea lor a fost, și voi românii? Și am zis, noi suntem mereu în afară. Ca atare, problema noastră fundamentală este că între teorie și practică există o diferență uriașă. Și nu cred că schimbările legislative sau adăugarea unei noi legislații în România va aduce ceva cu adevărat fundamental. La fel se vorbea de insolvență, spunea domnul Dumitru și îmi cer scuze că nu este aici și nu e frumos să vorbesc în lipsa cuiva, că în Statele Unite nu se acordă a doua șansă. Îmi permit să contrazic acest lucru și îmi permit să contrazic atât la nivelul Statelor Unite cât și la nivelul Uniunii Europene, unde există the Small Act Principles, ca să spun așa, pentru IMM-uri, care are 10 principii fundamentale. Unul dintre ele, care este al doilea în lista respectivă, este faptul că trebuie să ți se acorde întotdeauna a doua șansă în cazul unei insolvențe a unui faliment. Pentru că altfel, un antreprenor, să iau, nu știu, Radu Georgescu, este un antreprenor în IT de care ați auzit, n-a reușit din prima. Deci a avut înainte de chestia aia, a avut 30 de inițiative. Din 30 de inițiative, dacă ți iese una, ești un mare, mare om de afaceri. Deci nu putem să omorâm, iertați-mi cuvântul încă o dată, acest spirit antreprenorial și acest spirit creativ doar prin simplu fapt pentru că o societate poate să fie insolventă. Sunt de acord, în schimb, cu ce a zice domnul Dumitru cu privire la faptul că o insolvență, dacă este creată cu rea credință, acea persoană trebuie să fie pedepsită. Sunt de acord cu acest aspect. Cât privește despre fiscalitate, s-a menționat de ștampila, aș vrea să spun că din 2007 ștampila nu mai este obligatorie pe facturi. Nu cred că ștampila
creează o problemă fundamentală în România, este cutuma care creează problema fundamentală în România. Ori acest lucru stă în puterea noastră, nu a autorităților. Noi nu o mai folosim. Deci nu trebuie să ne lăsăm cumva pradă tuturor elementelor perturbatoare care vin să ne spună despre anumite lucruri. Sunt foarte mândru că în PwC, ca să mă prezint, sunt director, fac fiscalitate, mă ocup din 2012, de când m-am întors din secondul meu, de antreprenoriatul român. Și am ocazia să mă întâlnesc cu foarte mulți antreprenori, unii mai de succes, alții mai puțin de succes, în diverse stadii ale vieții lor. Și în acest weekend chiar am fost la un eveniment în care reușim o dată pe an să ne strângem, am reușit să creăm o comunitate, poate ați auzit de un eveniment, se numește Campioni în Business, cu mai mulți parteneri. Reușim să ne vedem în fiecare weekend, o dată pe an să discutăm. Și dacă vreți să vă spun care este problema fundamentală a antreprenorului român, este că antreprenorul român nu este luat în seamă. Nu există o voce fundamentală și o portavoce a antreprenorului român. Ca atare, din nou, voi fi malițios de data aceasta. Timpul nostru se pare că este mai puțin prețios decât timpul altora. Pentru că noi am rămas aici, în această sală, și discutăm despre probleme despre antreprenoriat. Când primii, și îmi cer scuze și pentru organizatori, vorbim despre IMM-uri și despre antreprenoriat, dar primii care au povestit au fost reprezentanții statului. Cred că vocea antreprenoriatului trebuie să fie prima pusă și mă bucur că sunt al doilea reprezentant din mediul de afaceri care vorbește despre acest lucru la finalul unei conferințe despre IMM-uri, cu IMM-uri și despre IMM-uri și ce trebuie să se facă pentru el. Ca atare, cred că ar trebui să de la noi să vină o paradigmă și o schimbare și iarăși nu vreau să fiu critic și vreau să fiu doar constructiv, în sensul în care trebuie să fim și noi ascultați și de-abia după aceea să tragem niște concluzii și niște statistici cu privire la ceea ce înseamnă IMM-uri și câte 250.000 sau 300.000 de IMM-uri nu și-au depus bilanțurile din anul 2007 până în prezent. Trecând acum la partea de fiscalitate, un avantaj pentru și un dezavantaj pentru mine este faptul că fiind ultima prezentare, unele lucruri deja au fost povestite. Nu mai trec prin acest lucru, a fost menționat și de către antevorbitorii mei. Singurul lucru pe care vreau să-l adresez este faptul că, într-adevăr, în România, dacă la nivel de număr de întreprinderi și la nivel de număr de angajați, suntem undeva în media Uniunii Europene cu privire la IMM-uri, la valoare adăugată, s-a menționat, suntem undeva semnificativ departe. 49% am eu aici un procent versus 58%. Partea bună este că sursele pe care le-am folosit sunt în linie cu cele pe care au fost folosite și de către antevorbitorii mei. Ce aș vrea să spun ca un element de noutate este faptul că dacă la nivelul Uniunii Europene avem o pondere a IMM-urilor în total pe 28%, în România, din păcate, eu unul personal n-ar reuși să găsesc. În unele publicații este 70%, în altele este 50%, în altele este 15%. Ca atare, cred că primul pas pe care ar trebui să-l conștientizăm noi, și acum să revin la ce ar putea să facă statul român, este să cuantifice cât din PIB este dat de către IMM-uri și în funcție de acest lucru să avem un target. Putem să vorbim despre dezvoltarea IMM-urilor oricât. Dacă noi nu ne punem un target, vorbim vorbe. Este exact cum mi-a spus cineva și cu toate că nu sunt, am fizicul destul de slab, mi-a zis cineva, la un moment dat am vrut să slăbesc și trainerul i-a spus, bine, cu câte kilograme vrei să slăbesc? Nu, vreau să slăbesc. Și trainerul i-a zis foarte frumos, dacă nu spui un target pe care poți să-l măsori, degeaba îți pui acel target. Pentru că trebuie să pornim de la un moment zero. Nu o să stau foarte mult în acest slide. E un lucru făcut de către World Bank și IFC în fiecare an. Singurul lucru pe care vreau să-l menționez sunt progrese la nivelul României cu privire la a înființa compania, autorizații de construcții. Suntem în continuare deplorabil ca timp efectuat. Sau obține de electricitate să-ți creezi un nou business. Stai undeva în medie la 223 de zile în anul 2015 în România. Aș vrea să mai highlightez un singur lucru, care este soluționarea insolvențelor. Tot vorbeam de ele. În România stăm undeva la 3,3 ani versus Germania 1,2 ani. Și întotdeauna am încercat să pun și niște țări latine lângă noi să ne comparăm, dar până și aici Italia și Spania ne-au depășit cu mult. Ori lucrul acesta vine cumva în asentimentul dumneavoastră spunându-vă că ANAF-ul ca un creditor stă foarte, foarte mult timp până a face niște acțiuni. Iar acest lucru, o să-l vedeți și în slide-urile următoare, este un lucru care ar trebui să fie fundamental schimbat. Astăzi am lansat noi ca organizație PwC un sondaj pe care îl facem atât la 2 ani, atât la nivel global cât și în România, cu privire la afacerile de familie. Și în limbajul nostru PwC, afacerea de familie reprezintă în mare parte IMM. Nu o să stau să povestesc despre ce probleme există în interiorul organizației, ce ne spun antreprenorii români, cât mai ales din exteriorul organizației, unde pe locul 2 se află politica guvernamentală și reglementarea ca o mare temere cu privire la ce înseamnă dezvoltarea IMM-urilor în România. Iar acest lucru este nu neapărat surprinzător. Surprinzător a fost pentru mine că regimul fiscal a scăzut la 11% versus 42% cât am avut acum 2 ani.
dar reglementările și cumva toate modificările cu privire la orice domeniu de activitate în care ești implicat deja tind să sugrume. Iar noi încercăm, încă o dată spun că încercăm cu o teorie, cu o lege să rezolvăm absolut tot. Revin la fiscalitate, este toată lumea vine și spune normele metodologice ale ecului fiscal vor rezolva această problemă. Da, de acord, o vor clarifica, dar nu asta este esența unei norme. Esența legislației este ca virulă codul fiscal, care este legea de bază, să aibă niște principii enunțate și principiile respective să nu fie interpretabile. Degeaba venim cu 20.000 de norme ulterior. Am păstrat acest slide cu toate că nicio legătură cu fiscalitatea, dar au fost două elemente care mi-au atras atenția din principalele provocări ale, la nivelul IMM-ului din studiu făcut de către noi. E nevoia constantă de inovare și s-a menționat și puțin mai devreme și din sală și în discuții. Inovarea reprezintă elementul care te poate ține în viață în perioada aceasta, având în vedere situația economică generală, care este al doilea element din slide. Atât timp, și acum să fac legătura spre fiscalitate, atât timp cât ca antreprenor ești extrem de prins în a obține anumite autorizații sau în a rezolva anumite conflicte sau dispute fiscale, în momentul respectiv, mintea ta nu mai este focusată pentru a face business și a fi inovativ. Ca atare, aici, dacă doriți, e marea diferență și diferența fundamentală între un IMM și o societate multinațională. Multinațională are resurse nelimitate, dacă putem să spunem, cu privire la timp, cu privire la oameni, cu privire la cunoștință, versus un IMM. Ori lupta aceasta este inegală. Ca atare, să vii să faci o inspecție fiscală la același nivel la care te duci, prin ce scuze pentru prieteni de la Procter & Gamble, îi dau pe exemplu, la Procter & Gamble să mergi cu la același nivelul de detaliu și la, în cazul, ce scuze că spun acum, imaginului de topoloveni, este puțin nebalansat sau, cum se spune în jurisprudența europeană, goes way beyond what is necessary. În Uniunea Europeană și nu numai, există diverse facilități fiscale cu privire la stimularea mediului de afaceri mic și mijlociu. O să le iau puțin de pe hartă. Ce vreau să spun este că nu neapărat sistemul fiscal este cel care face diferențiere. Ar fi și imposibil, pentru că nu s-ar putea face altfel. Ar exista o discriminare fundamentală între un IMM și o societate mare și ar fi văzută ca un ajutor de stat. Dar se poate interveni cu niște măsuri care să vină să ajute. Cum a fost în Polonia. Am înlocuit declarațiile lunare cu una anuală. Este timp liber pentru a gândi alte lucruri cu privire la business. Posibilitatea de a avea un credit fiscal de 70% din investițiile realizate. Credit fiscal efectiv realizat în momentul respectiv și este o metodă permanentă, nu ca la noi, care este o metodă pentru 2 ani de zile cu scutirea profitului reinvestit. Există în Germania seminarii gratuite pentru noi întreprinzători și există un calcul simplificat de impozit pe profit. Ce vreau să spun, de ce vreau să subliniez acest lucru cu Germania? Codul fiscal din Germania are 3500 de pagini, spre deosebit al nostru, care doar 200-300. Ori pentru un antreprenor la început de drum să studieze cele 3500 de pagini ar fi complet imposibil să-și mai desfășoare activitatea. În Ungaria există credite, dobânzile sunt pentru creditele pentru investiții au un anumit regim fiscal facilitator. La fel în Irlanda există declarații simplificate, iar despre Italia deja colegul nostru a povestit. Spania are la fel un regim de impozitare mult mai redus pentru IMM-uri. În funcție de activitatea și în funcție de cifra de afaceri și profitul realizat, iar în Portugalia există un procent de 3% ca deducere suplimentară la nivelul capitalului social, care ar putea să fie o măsură inclusiv pentru capitalizarea în România. Estonia. Nu există un impozit pe profit. Se va plăti doar în momentul în care există o distribuție efectivă către acționari. Letonia există o singură taxă pentru micro-întreprinderi, care se calculează ca 9% din cifra de afaceri, care cuprinde absolut toate taxele care se plătesc de către o societate. Impozit pe profit, impozit pe venit, contribuții sociale, tocmai în scopul de a stimula și a facilita dezvoltarea întreprinzătorilor locali. Suedia, cont unic. Nu este o măsură fiscală, dar cel puțin există un cont unic care chiar funcționează și cu posibilitatea de a verifica online absolut toate informațiile. Sunt convins că și în România vom ajunge la acest nivel, dar va mai dura ceva timp, pentru că acest lucru chiar a fost preluat în procesul de modernizare al ANAF-ului. Marea Britanie și a acordat pentru IMM-uri o rată redusă de impozitare, de impozit pe profit.
Iar în Olanda există diverse incubatoare de afaceri care acordă facilități fiscale participanților din și nu numai, plata chiriei fiind una modică. La fel și la noi, dar cred că nu sunt popularizate la nivelul la care ar trebui. Iar în Olanda, pentru a facilita dezvoltarea și rămânerea în familia acestor afaceri, există o facilitate fiscală în cazul în care îți transferi afacerea către copii sau către nepoți. Nu o să stau pe acest slide, sunt elemente în care țările încearcă să concureze între ele cu privire la rata de impozitare. Ca atare, discuțiile despre codul fiscal care sunt acum, aș vrea să tot așa să fac o paranteză, să vorbim mai devreme cine îl scrie și cum îl scrie. Prima mențiune pe care vreau să fac, codul fiscal este în discuții în momentul de față. El a fost propus de guvern și trimis către Parlament. Parlamentul are dreptul în momentul de față să vină să facă modificări. Ca atare, până în luna iunie există această posibilitate ca el să sufere modificări. Aș vrea să iau partea foarte bună, este cred că pentru prima oară, cel puțin de când sunt eu în carieră, când se respectă principiul enunțat în articolul 1 din codul fiscal, că orice modificare la codul fiscal va fi anunțată și publicată cu 6 luni înainte de intrarea lor în vigoare. De regulă, dar... Nu, dar ce vreau să spun acum, chiar ca o parte constructivă și chiar ca o notă pozitivă, este dacă virulă calendarul se va păstra și Parlamentul va aproba codul fiscal, indiferent care este forma lui, sincer, indiferent care e, până pe data de 30 iunie, este pentru prima dată de când avem codul fiscal în care va exista această perioadă de 6 luni pentru a acomoda și a da o anumită predictibilitate a antreprenorului român. Partea urâtă este că se poate modifica prin ordonanță în continuare, acum venind ca un articol suplimentar în codul fiscal. Nu o să stau pe ce a fost. Facilitățile pentru IMM-uri, din păcate, sunt cele care sunt, adică mai puține. Ce aș putea să spun este că și cele care există, din păcate, nu sunt aplicate, cum ar fi partea de cercetare-dezvoltare. De ce? Pentru că n-am reușit să ne punem de comun acord între diverse instituții ale statului, Ministerul Educației, Ministerul de Finanțe și alt minister, cu privire la care sunt criteriile de eligibilitate pentru a avea acea deducere suplimentară de 50%. Acest lucru s-a făcut în acest an. Și vă încurajez să fiți curajos. Este singurul lucru prin care se poate schimba ceva în aplicarea legislației și în modul de a fi și a face afaceri în România. Ce urmează este planul propus de către actualul executiv. Dacă aceste măsuri sunt sustenabile sau nu, nu mă pronunț, nu sunt în măsură și nu am aceste informații. În schimb, le-am lăsat pe slide și bănuiesc că slide-urile vor fi distribuite către participanți. Ele sunt ca măsuri foarte frumoase, foarte constructive. Singurul semn de întrebare, într-adevăr, există dacă ele, într-adevăr, sunt sustenabile pe termen lung. Pentru că degeaba le lași pentru anul 2016, să vă dau un exemplu, se scoate impozitul pe dividende. Mă bucur foarte, foarte mult, este o măsură excepțională. Dacă în 2017 vii și o pui la loc și nu o pui cu 16%, ci o pui cu 35%. N-am făcut nimic. Deci aici este, dacă vreți, cuiul lui Pepelea și sper ca totuși anul 2016 să nu aducă schimbări fundamentale față de principiile care au fost enunțate în 2015 și 2016 în proiectul de cod fiscal. Am să revin la un subiect care a fost atras și adus în discuție cu privire la acțiunile ANAF din ultima perioadă de timp. În primul și în primul rând doresc să salut faptul că ANAF-ul este în piață. Este un lucru care trebuia să se întâmple de foarte, foarte mult timp, dar din păcate am ajuns de la ipostazia în care eram într-un element în care făceam, să zicem, puțin. Am ajuns să facem absolut toate lucrurile într-o manieră extrem, extrem de exhaustivă, ca să spun așa, și puțin dezechilibrat cu privire la categoriile de măsuri luate la nivelul contribuabililor. Ca atare, încurajăm în continuare să existe aceste inspecții fiscale, le încurajăm să se întâmple, dar încurajăm să existe un echilibru în a concepe această inspecție fiscală și a înțelege particularitatea fiecărui contribuabil care este analizat. La fel, adaptabilitatea la situația specifică fiecărui contribuabil trebuie să fie realizată, precum și analiza substanței tranzacțiilor trebuie să fie făcută într-o măsură mult mai ridicată de către colegii de la ANAF. La fel, cred că măsura, și știu că se lucrează, adică sunt eforturi făcute de către ANAF cu privire la
criteriile de risc cu privire la selectarea contribuabililor care să fie verificați. Poate că ele trebuie să fie rafinate și aici cumva o măsură predictivă ar fi mult mai potrivită decât o măsură reactivă din partea colegilor din inspecțiile fiscale. La ce mă refer, dacă tot știm că nu depun 202.533 de companii bilanțul, de ce nu le verificăm? E prima mea întrebare. Dacă tot știm că, chiar am un exemplu, acum 6 contribuabili din Pârvova, județul Caraș-Severin, fac evaziune fiscală din 2007, de ce nu închidem din 2008 și închidem în 2014? Adică aici ar fi cumva elementele care ar trebui să fie rafinate. Sunt convins că există bunăvoința politică și bunăvoința administrativă să se ajungă la acest nivel. Sunt convins că vom ajunge și la acest lucru. Dar ca orice proces din punctul A în punctul B necesită o perioadă de tranziție și de ajustare și o perioadă de echilibrare în ceea ce privește capacitatea de reacție a ANAF și a noastră ca și contribuabili. Două slide-uri mai am și închei. Ca măsuri pe partea fiscală, am spune pentru dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor din România, părerea noastră în PwC este faptul că procesul consultativ cu mediul de afaceri cu privire la enunțarea reglementărilor cu privire la IMM-uri și nu numai, trebuie să continue. Aș putea spune că discuțiile pentru codul fiscal și codul de procedură fiscală au fost mult mai constructive decât în trecut. Mediul de afaceri, prin anumite asociații, a fost implicat. Recunosc că marea parte a celor asociații, dacă doriți, sunt reprezentanții investitorilor străini și cumva de aici spun că lipsește vocea antreprenorului român, dar discuțiile respective s-au întâmplat cu unele avantaje și altele dezavantaje, dar cel puțin au existat spre deosebire de trecut. Reducerea evaziunii fiscale ca element de strategie a Guvernului și a ANAF și ca element de securitate națională, într-adevăr, trebuie să continue. Ceea ce vrem să spunem noi este că ar trebui să fie mult mai targetată spre cei care fac cu adevărat evaziune fiscală, nu neapărat către contribuabilii care desfășoară anumite activități cu diversi furnizori care pe lanțul productiv uită să-și plătească taxe și atunci ca tu, ca ultim beneficiar, trebuie să suporți inclusiv prejudiciul creat de către furnizorii tăi pe lanț. Activitatea ANAF este în continuare în proces de modernizare și de restructurare. Sperăm ca acest proces să fie cât mai scurt ca timp și ca durată și ca într-adevăr beneficiile din această restructurare și organizare să se vadă și la nivelul contribuabilului român. Concentrarea inspecțiilor fiscale la nivelul contribuabililor care dau dovadă de un comportament fiscal neadecvat, nedepunere, neplată, diverse alte acțiuni care pot să conturbe, să spunem, sistemul fiscal din România. Al cincilea aspect pe care l-am văzut și îl citesc pe unul dintre colegii mei, Dan Dascălu, este ca instituția contestației în România chiar să funcționeze, în sensul în care, în cazul în care ești penalizat de către ANAF, pe bună dreptate sau nu, în momentul în care depui o contestație către Ministerul de Finanțe, chiar să ai șanse reale să câștigi, nu ca cumva ca răspunsul să fie exact același care a fost dat în cadrul inspecției fiscale, urmând doar ca instanța să-și spună ultimul cuvânt și atunci să ai o putere mult mai mare de a negocia asupra acelor lucruri și de a-l influența. Ajutorul de stat, pentru că spuneți de topoloveni, ce vreau să doar să highlightez este că ajutorul de stat există în România, dar am făcut chiar dimineața o statistică, cel puțin cele pentru realizarea de investiții masive, capacități de producție, procentul societăților și este un aproximativ, nu este, nu luați ca și rocket science, e doar de 27% acordat societăților românești, restul este acordat societăților străine și ne bucurăm că ele vin în România și fac capacități de producție, dar 27-29% atât ca sumă cât și ca număr de companii. Sper că acest lucru să se îmbunătățească în viitor, dar acest lucru cred că ține și de noi, antreprenori români, în sensul de a avea curaj să mergem și să facem asemenea lucruri. La fel, pentru crearea de locuri de muncă, dacă pe schema veche exista un procent mai echilibrat, 50% erau societăți românești, capital român. Pe noua schemă, din păcate, procentul s-a dus undeva spre 33%. Ca atare, din nou, ceea ce pot să observ este că cei care beneficiază cu adevărat de ajutoarele de stat sunt cei care vin cu facilitățile de producție sau cu facilitățile de servicii în România și cumva e un lucru bun, nu trebuie să-l negăm, dar cumva eu personal aș prefera să existe un echilibru mult mai mare.
Două lucruri mai vreau să spun de aici, restul le veți vedea pe slide. A spune că răspunderea în solidar între membrii în circuitul economic ar trebui să existe de-abia la momentul în care există hotărâre judecătorească definitivă. Și am să dau un exemplu, mi se mai ușor. Să presupunem că există pe un lanț de, și să iau exemplu cu prunele, să presupunem că o societate comercială cumpără acele prune de la țărani și le vinde mai departe către doamna Stanciulov, către firma dumneai. Dacă firma din mijloc uită să-și plătească taxele, să spunem TVA-ul, pe care l-a colectat în momentul vânzării, și există o inspecție fiscală la nivelul doamnei Stanciulov, societății dumneavoastră, există posibilitatea ca inspectorii ANAF să vină să spună, îmi pare rău, acest TVA pe facturile emise de către societatea din mijloc nu este deductibil la nivelul dumneavoastră pentru că această societate nu și-a plătit TVA-ul către buget. Ori, tu ca și contribuabil vii și spui, păi bine, am fost de bună credință, am arătat, uite, îl cunosc pe furnizorul respectiv, cum pot să-l controlez eu că n-am această abilitate și nici nu doresc să fiu un organ de control, să văd dacă partenerii mei de afaceri își plătesc taxele, pot să-l verific că este contribuabil activ sau inactiv, pot să verific dacă și-a depus situațiile financiare sau nu, dar nu pot să suport acel prejudiciu. A, în cazul în care el a făcut o evaziune fiscală cu rea credință, în cazul respectiv, dacă instanța hotărăște, normal, ne supunem tuturor deciziilor instanțelor. Ceea ce se întâmplă, din păcate, în practică, momentul de față, este un lucru care mie mi se pare puțin anormal, este faptul că inspectorii ANAF vor dori să recupereze prejudiciul către bugetul de stat direct de la entitatea care are cash-ul respectiv, care este în cazul meu, societatea doamnei Stanciulov. Urmând să-ți spună, du-te în instanță și dacă câștigi, îți dăm banii înapoi. Și eu voi spune, ok, în regulă, haideți să o facem invers, pentru că eu, există un principiu pe care l-am pus aici la punctul 11, este întotdeauna, și care va fi în codul fiscal, in dubium contra fiscum. Întotdeauna eu, în instanță, trebuie să am, dacă vreți, un mic avantaj față de legiuitor, pentru că el are cuțitul și foculița în mână. Ori, în cazul respectiv, această răspundere în solidar, dacă nu va fi făcută până la momentul respectiv, există o posibilitate mare sau mai mică, ca societatea care primește această penalitate să nu poată să desfășoare activitatea. Gândiți-vă cu un TVA care vine după 5 ani de activitate, cu acel furnizor, iertați-mi din nou să încolăgăl, te pune pe butuci. N-ai ce să faci. Și la fel, partea de executare silită, în care e același mecanism în care, din păcate, dintr-un control inopinat ce se întâmplă în zilele de astăzi, ajungi să ai un sechestru pe diverse active, sechestru care partea frumoasă este că nici nu poți să-l ridici pentru că nu ai o hotărâre, este doar un proces verbal și tu, de fapt, n-ai ce să ataci în instanță. Și ca atare, n-ai nicio decizie de impune și ca atare, tu rămâi și cu activul sechestrat, cu diverse dubii din partea partenerilor de afaceri în momentul în care văd că activele tale sunt sechestrate și ca tare la fel, din nou aici este o chestie în care trebuie să se găsească echilibrul necesar între noi ca mediul de afaceri și reprezentanții ANAF pentru a găsi o soluție de compromis, astfel încât să nu punem în pericol toate elementele din mediul înconjurător. Vă mulțumesc mult de tot, sper că am încadrat și încerc scuze dacă am vorbit foarte, foarte turuit, dar vreau să avem și o pauză de prânz cât mai liniștită.